cel mai important pianist român din zilele noastre. Vă rog frumos! Prezența dumneavoastră în această seară aici, doresc doar să spun că pentru un tânăr compozitor este o imensă cinste de a avea o lucrare interpretată de un pianist recunoscut pe plan mondial, cel mai bun pianist al țării noastre. Doresc să-i mulțumesc în mod oficial pentru ceea ce a realizat pentru mine. Este o șansă cu care nu mulți tineri compozitori aflați la început de carieră se întâlnesc. Cât despre piesă, am scris-o pentru soțul meu de ziua lui, drept cadou de aniversare. Vă mulțumesc! Thank you.
încurajează să facem nou amplasament pentru următoarea structură a programului, care e foarte interesantă și care va fi susținută de cel mai talentat biologist de azi, Daniel Mihai. Aș dori să fac, să prefacez în programul lui, deci va începe cu două lucrări de Douglas da Silva, care este de asemenea un membru important al Fundației Vox Novus New York. De fapt, el a inițiat un program extrem de interesant, americanii sunt foarte deștepți. Se numește 15 Minutes of Fame. Deci așa înseamnă că oferă unor interpreți, un prestigios așa zicine, solist sau interpreți, corn, cu pian, joară, solul, în altfel, posibilitatea de a susține la New York într-o sală foarte importantă, 15 minute, să aleagă cele 15 lucrări, inițiază un concurs la care se scriu piese de un minut. Un minut. Interpreții și aleg repertoriul, după aceea prezintă niște condiții foarte frumoase. Deci, acesta este Douglas da Silva, de fapt a fost la București. Pe Daniel o să prezintă lucrările de-a lui, de asemenea din ciclul My Birds Vinyl, iarăși o păsărică americană, tatăl lui avea o vioară din familie și ăsta era, avea păsărica asta, că vioara aia trebuie să circule în toată lumea. Când a venit la București, cu toate că nu-i violonist, a venit cu vioara după el. I-a pus pe sos toți studenții mei, și pe Daniel și pe alții, pe lui, să cânte la vioara lui și a filmat. El avea, are ideea, ca, virgulă, cât mai mult să cânte pe vioara aceasta. A dat-o și unde s-a dus? Brazilia peste tot. Ei, și-am pus un concurs, mai de zvaie. În acest concurs s-au selecționat 15 lucrări și iată, doi români au fost selecționați și este din nou doamna Veronica Angelescu și cu domnul Daniel Mihai, care și el a avut o lucrare selecționată, dat evident de o altă violonistă, dacă nu mai cedeze. Important e că au foarte multe idei. Nu vă mai rețin, în continuare vor urma să două capodopere semnate de Maia Ciobanu și de, în ordine cronologică și de maestru Octavia Renescu, sunt aici și prezenți. O să-i rog de la momentul oportun să vă împărtășească câteva lucruri despre lucrările lor. Vă mulțumesc pentru atenție și de data asta am retras.
numește Jurnal 99. Sunt trei piese de acest tip, de acest gen, care este o simfonie, practic prima mea simfonie, Jurnal 99, care este pentru vioară și mediul electroacustic, deci un fel de concert pentru vioară, la mine pentru vioară și orchestră, și pentru vioară și muzică electronică. Și în sfârșit al treilea jurnal, care datează din 2008, cel mai recent, care este pentru bate de coarde. Sunt foarte impresionată în seara asta pentru că chiar în fiecare sunt chiar prea impresionată. Pentru că într-o lume destul de conflictuală sunt cu toții, în care și avem parte cu toții de tot fel de știri de care sunt stresante, care provoacă tensiune, e o seară care e un fel de mare dragoste. Și eu cred că Șervan e un om foarte norocos, pentru că nu cred că sunt așa de mulți pe lumea asta și pe acest pământ care se pot lăuda că și-au găsit suflet pereche și că au stat alături de acest suflet pereche de vedere. Eu țin minte momentul întâlnirii cu Iani cu Șervan, la Darmstadt, în 80, cred că nu mă înșel. Atunci i-am văzut împreună și erau destul de amuzanți. Și foarte simpatic, foarte tine, Șervan, o figură de adolescent care și-a păstrat-o cel puțin 95 de ani. O bădat în rezonanță această seară. Și cred că lumea noastră este, mai ales lumea artistică, destul de complicată, destul de tensionată. Și este foarte bine ceea ce face în gest pozitiv, categoric, ceea ce face Șervan. O deschidere către estetici care veți vedea categoric, nu sunt neapărat ale lui. Deși vreau să spun și vreau să amintesc pentru cei care nu știu și dacă putea să fie destui care nu știu că și Iana și, și Șervan au navigat și pe alte arte și eu știu niște simfonii ale lor de complexitate și de ambiție destul de dificile pentru mare public. În sfârșit, sau vom asculta acum această piesă și o ultimă, mă rog, în fapt, diverse, chiar de diverse, știți că Daniel Mihai, care îi mulțumesc că a prezat piesa și îi place, o va fi ajutat de un cronometru care aparține unei mari violoniste, Cornelia Bronzetti, care a cântat această piesă de nu știu câte ori. Iată cum lucrurile se leagă când există o anumită abitudine.
Nu vreau să spun niciun cuvânt despre această piesă, să vă las pe dumneavoastră să ghiciți mesajul. Dar lucrurile stau pe următor. Deci, matrița acestei lucrări datează de 1968, sunt vreo 40 și ceva de ani. Reprezenta o replică dată piesii lui Eugen Ionescu, piesii de teatru, care se numea și se numește Regele Moare, la modul cât se poate de afirmativ. Aici este un semn de întrebare. Regele va muri, de mirare și de întrebare în același timp. În asta constă replica față de piesa și mesajul piesii lui Eugen Ionescu. Este o variantă mai recentă, din 2005, care este dedicată unui tânăr și foarte talentat poet, Tudor Mihai Cazan, care a fost răpus tânăr, foarte tânăr, a fost răpus de o boală neînvățătoare. De asemenea, era dedicată violonistului Ioan Marius Lăcraru. El a cântat-o de multe ori. Această variantă pe care ați putea auzi în seara asta. Pe scurt, despre ce este vorba? Este, de fapt, o piesă cu un mesaj anti-spectacular. După cum observați, știți, poate ați și gândit, civilizația noastră de la renaștere încoace și mai ales în clipa de față, este o civilizație de tip spectacular. Totul se dă în spectacol. Și morțile, și sinuciderile, și trădările, revoluțiile, războaiele, slujbele religioase, toate sunt date în spectacol. De fapt, este vorba de o scenă, scena din față care o vedeți, și care metaforizează undeva scena vieții, în care cu toții, când ne încarnăm, venim în această scenă. Și suntem învățați, educați de părinți, de societate, de toate instituțiile în care ne perindăm de-a lungul vieții, să fim cât mai competitivi, mai spectaculari. Primarea este dedicată unui violonist de mare virtuozitate, care cântă o piesă care nu mi-aparține mie, de mare virtuozitate. Și care, exact ca celui dedicat, se întâmplă pe el, sau mai bine zis, simulează că este acaparat, lovit de o anumită boală, pe scenă. În așa fel încât devine din ce în ce mai incapabil să cânte această piesă. În cele din urmă nu ajunge la bara dublă, adică la ultima măsură, boala este din ce în ce mai necruțătoare, face gesturi disperate pentru a scăpa de boala respectivă, în cazul de față instrumentul este vioara, încearcă să o repare, să schimbe corzele, dar cântă din ce în ce mai prost. Este exact ca o musculiță la un moment dat, care este prinsă, se simte prinsă în plasa unui paianjen. Este un fel de demon, dacă vreți, al existenței, care ne răpune de foarte multe ori, în mod cu totul nemilos. Și la un moment dat să termine această piesă, repet, fără ca protagonistul să ajungă la sfârșit. E rege la început și ajunge într-o umilință teribilă și este răpus. E bine, muzica nu se termină aici, se deschide o ușă către o altă lume și începe voiajul sufletului către alte zări, către alte lume. Și în acest voiaj este dat să descopere esențele muzicii, care înseamnă, de fapt, esențele vieții, pe care n-a avut posibilitatea în timp ce era pe scenă, întrucât era în această competiție și în această dorință dezirată de a cânta cât mai repede. Ei, o să vedeți dumneavoastră care sunt, de fapt, esențele acestei muzici, care se descoperă după aceea, după ce el părăsește scena vieții, de fapt, sunt niște cadențe, cadențe tonale ale piesei, niște intervale care trebuie auzite rar, tempoul se rărește,
Și în felul ăsta se termină. După o piesă tragică, după părerea mea, care a fost cea anterioară, în bună parte și asta este foarte tragic, cel puțin prima jumătate. Sper ca aparatura să corespundă, să vedem ce se întâmplă. Câteva secunde, poate să verific ca să nu.